Vă susține la candidatura pentru șefia PSD. Cum o să decurgă alegerile? Am înțeles că... Noul regulament care a apărut luni și a intrat în vigoare de marți dimineață spune că pentru a candida la președinția partidului trebuie în primul rând susținerea organizației din care provii, ceea ce astăzi s-a întâmplat. Mai departe, cu această susținere, te poți prezenta și în fața celorlalte județe și eu am făcut apel la toți ceilalți președinți de organizații să ia în considerare candidatura mea și să mă cheme, dacă este cazul, să mă duc să le prezint programul politic, pentru că nu poți să prezinți ceva în momentul în care nu ai calitatea de candidat. Acum o am, este primul pas. La celelalte județe va trebui să mă duc cu programul politic sau în tot astfel de manifestări de comitete executive să ia în considerare candidatura mea. Am promisiuni că voi strânge cele patru alte recomandări de la organizații. Aveți susținere și din partea anumitor oameni politici ai PSD-ului? Din PSD? Sunt oameni care m-au încurajat, foarte mulți oameni care m-au încurajat. Dar nu, acum suntem într-o competiție electorală internă și fiecare va vota cu cine vrea. Deocamdată să ne calificăm pentru candidatură.